Cum se pare presa din România comparativ cu ceea ce ați trăit și ați aplicat dumneavoastră? Să știți că eu nu aș da prea mult în presa română pentru că trăiesc în Franța și că nu găsesc deloc jurnalismul francez foarte la înălțime. Și aș zice chiar că anumite informații care se dau la televizor în România nu s-ar da în Franța despre președinte, despre primul ministru, despre... E un ton foarte liber și găsesc că totuși nu putem spune că nu există o libertate a presei. În primul rând, ce este foarte interesant în România este că se dau știri de politică externă extensiv și este foarte interesant. Sper că le citește cât mai multă lume. Nu știu, dar se dau. Eu găsesc că pentru mica experiență de democrație pe care o are România și pentru maturitatea politică care încă nu este la zenit, libertatea presei nu este prea rea. Și dacă o comparăm cu vecinii noștri cei mai apropiați de la vest, adică Ungaria, pe care au condamnat-o foarte dur parlamentarii europeni acum o lună. Eu credeam că situația între România și Ungaria este cam aceeași, în sensul că există niște personalități care nu prea vor binele poporului, dar când am văzut ce se reproșează la Budapesta, mi-am spus că totuși aici este ceva mai liniștit. Se acuză în peisajul presei românești nu lipsa libertății de exprimare, ci o anumită cenzură sau autocenzură care pleacă de la patronat. Aproape fiecare post TV, fiecare ziar are în spate un patron care folosește media ca un vehicul pentru a-și apăra propriile interese penale sau comerciale sau de altă natură. Da. Aveți contact cu așa ceva? Și în Franța există la fel aceleași preocupări, pentru că banii fiind din ce în ce mai rari, tot cei care au bani cumpără ziare și televiziuni și avem problema asta și în Franța. Există patroni de presă care sunt oameni de afaceri care au întreprinderi de construcții, care au întreprinderi de telecomunicații și care, bineînțeles, au riscul ăsta de a putea influența conținutul redacțional al publicațiilor sau al media pe care le posedă. Și este o preocupare, se vorbește mult despre ea, dar situația este în mâinile jurnaliștilor, în sensul că jurnaliștii care au senzația că se intervine în articolele pe care le scriu, au libertatea de a pleca. Li se dă o clauză a conștiinței în care au voie să-și dea demisia și totuși să perceapă șomajul sau chiar să refuze să colaboreze, adică nu poate cineva să-i spună ce să scrie și când și cum să scrie.